Camera de Comerț și Industrie Maramureș este principalul beneficiar și lider al proiectului transfrontalier CRAGAS. Acesta este implementat în parteneriat cu Universitatea din Miskolc și Camera de Comerț și Industrie Borșod-Oboi-Zemplen din Ungaria, Universitatea Națională din Ujgorod și Fundația TES din Ucraina, dar și cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar lansarea oficială a avut loc astăzi în Baia Mare. Sigur, proiectul își propune o abordare inovatoare în ceea ce privește potențialul patrimoniului cultural și turistic prin reprezentat de gastronomia tradițională și meșteșuguri în regiunea transfrontalieră Ucraina-Ungaria-România. La lansarea proiectului au fost prezenți partenerii din străinătate. Proiectul beneficiază de finanțare europeană și se desfășoară până în 30 septembrie 2021. Până atunci, partenerii din cele trei țări trebuie să parcurgă toate etapele prevăzute în acesta. La finalul proiectului, în urma cercetărilor efectuate, atât cercetărilor de pe teren, cât și cercetării, eu știu, academice, se va întocmi, se va realiza un studiu care va sta la baza unor trasee ce urmează a fi promovate de către agențiile de turism din România, Ucraina și Ungaria și, sigur, vor reprezenta principalul instrument de promovare a meșteșugurilor și tradițiilor transfrontaliere. În cadrul proiectului vor fi realizate și materiale de promovare a traseului turistic, o pagină web și una de Facebook. De asemenea, va fi organizat un festival internațional de meșteșuguri și gastronomie.